Forță, echilibru și ritm sunt cerințele care fac din caiac canoe un sport dur, dar cât se poate de frumos, iar o vacanță la mare este o ocazie excelentă pentru o asemenea experiență, mai ales că puține sunt locurile în care poți face mișcare departe de aglomerația plajei. Canoa îmbină spiritul de aventură cu o activitate fizică intensă. Poate fi dificil la prima vedere, dar pe plajă salvamarii sunt gata să vă inițieze în tainele sportului cu o singură vâslă. Contra unei sume modice, vă învață să vă țineți echilibrul într-o barcă strâmtă și să mânuiți cu dexteritate pagaia. Agățăm apa din față, da? Ne agățăm din față, ne tragem și cu mâna stângă și cu cealaltă. Și cu dreapta. Orice antrenament începe cu un instructaj. Este important ca viitorul practicant de caiac să știe ce echipament va folosi atunci când va intra în apă. Să putem merge cu caiacul pe mare, ne trebuie în primul rând siguranța noastră, ceea ce înseamnă să purtăm vesta de salvare. Mergând în larg, trebuie să știm să și vâslim. Cu padela trebuie să vâslim cu partea curbată către noi. Ieșirile, mai ales pe mare, necesită o bună pregătire fizică, forță, ritm dinamic, precizie în execuție și coordonare perfectă în mișcări. Altfel, vă puteți dezechilibra ușor. Dar rezultatele nu întârzie să apară și sunt pe măsura efortului. Se lucrează toate grupele musculare, în special brațele și picioarele, care sunt picioarele, te ajută la echilibru caiacului să poți ține. Când bagi mâna dreaptă, împingi în piciorul stâng și tot așa. Nimeni nu se naște expert. Cum a fost prima dată când ai căzut? Am căzut. Nu pot să recunosc că am căzut, dar cu timpul am reușit ca să pot stau foarte bine pe caiac și acum nu mai am nicio problemă. Dacă însă faceți o pasiune pentru acest sport, pregătiți-vă de antrenamente serioase. De dimineața am vreo jumătate de oră, după aceea după aceea seara, așa, înainte de, după ce am terminat programul, vreo o oră, două. Mă duc cu caiacul și mă duc să... puțin antrenament, mă duc, da, unde văd cu ochii. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, iar salvamarii din Mamaia vă asigură că merită fiecare bănuț. Costul este în jur de 250 de mii ora, adică 25 de lei în bani românei. Inițierea poate începe de la vârsta de 12-14 ani pentru caiac și ceva mai târziu pentru canoe. Așa că dacă vreți să încercați, merită să vă faceți timp pentru acest sport, chiar dacă nu aveți o condiție fizică de invidiat.